Am auzit odată de trei bărbați care s-au pus să alerge. După ce au alergat bine dimineață de dimineață prin parc, s-au oprit să-și tragă răsuflarea și au început să se întrebe unul pe celălalt: mă, tu de ce alergi? Primul a spus: măi, alerg pentru că sunt speriat. Tata a murit la 54 de ani, are probleme de inimă, vreau să mă bucur și eu de viață, vreau să ajung să am nepoți. Dar tu, l-a întrebat celălalt, măi, eu alerg pentru că nu mă vezi cum arat, vreau să fiu mai sănătos. Dar tu, l-a întrebat pe al treilea a spus, dragul meu, eu alerg pur și simplu pentru că am o satisfacție extraordinară când alerg. Vedeți, fiecare din ei erau în aceeași alergare, transpirau la fel, dar fiecare din ei erau motivați de altceva. Atunci când vine vorba să ascultăm de Dumnezeu, să știți că și oamenii ascultă de Dumnezeu din diverse rațiuni. Unii îl ascultă pe Dumnezeu de frică, alții îl ascultă pe Dumnezeu pentru că vor să obțină un favor. Câți însă sunt dispuși să asculte de Dumnezeu, chiar dacă ascultarea îi duce în furtună? Când ascultarea de Dumnezeu te duce în furtună, oare se merită să asculți? Episodul pe care vreau să-l avem în atenție este în Evanghelia după Marcu, capitolul 14. Vă încurajez să urmărim citirea Cuvântului lui Dumnezeu și haideți să ne ridicăm și să cinstim și în felul acesta citirea Cuvântului. Evanghelia după Matei, capitolul 14, vom începe să citim Cuvântul Domnului de la versetul 22. Îndată după aceea, Iisus a silit pe ucenicii săi să intre în corabie și să treacă înaintea lui de partea cealaltă, până va da drumul noroadelor. După ce a dat drumul noroadelor, s-a suit pe munte să se roage singur la o parte, se înoptase și el era singur acolo. În timpul acesta, corabia era învăluită de valuri în mijlocul mării, căci vântul le era împotrivă. Când se îngâna ziua cu noaptea, Iisus a venit la ei umblând pe mare. Când l-au văzut ucenicii umblând pe mare, s-au înspăimântat și au zis, este o nălucă. Și de frică au țipat. Iisus le-a zis îndată, îndrăzniți, eu sunt, nu vă temeți. Doamne, i-a răspuns Petru, dacă ești tu, poruncește-mi să vin la tine pe ape. Vino, i-a zis Iisus. Petru s-a coborât din corabie și a început să umble pe ape ca să meargă la Iisus. Dar când a văzut că vântul era tare, s-a temut și fiindcă începea să se afunde, a strigat, Doamne, scapă-mă! Îndată Iisus a întins mâna, l-a apucat și a zis, puțin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit? Și după ce au intrat în corabie, a stat vântul. Cei ce erau în corabie au venit de s-au închinat înaintea lui Iisus și au zis, cu adevărat, Tu ești Fiul lui Dumnezeu, amin. Tată, ne rugăm să dai har în propovăduirea cuvântului, dăm și mie pricepere, ne rugăm ca fiecare din cei prezenți să fie zidiți prin har. Tu știi inima fiecăruia din noi, știi cât ne este de teamă de orice fel de încercare, de orice fel de furtună. Mă rog astăzi, întărește inima noastră prin har. Și îți cerem aceste lucruri în meritele Domnului Iisus, și pentru slava Lui ne rugăm. Amin. Vă rog să ocupați loc. Când ascultarea de Dumnezeu te duce în furtună, se merită să asculți? Dragii mei, Petrul este cel care nu era prima dată când era confruntat cu ideea ascultării. Vă aduceți aminte că într-o altă împrejurare, Petru, deși era rezervat, a învățat să asculte și în pescuirea minunată, Petru este cel care spune, Doamne, toată noaptea n-am prins nimic, dar la cuvântul Tău arunc mreaja. Și ceea ce s-a întâmplat în ziua aceea a fost că s-a umplut corabia de pește. Și cineva s-ar grăbi să tragă concluzia și să spună, oh, se merită să asculți pentru că, uite, Domnul îți umple corabia de pește.
Îți umple buzunarul de bani, îți dă sănătate, face ca toate lucrurile să prospere. Și, dragii mei, de cele mai multe ori se întâmplă așa. Iată însă, de data aceasta, ascultarea de Dumnezeu l-a împins pe Petru și pe ucenici în furtună. Și întrebarea la care în mod onest vreau să găsim răspuns este: când ascultarea de Dumnezeu mă duce în furtună, se merită să ascult? Da, pentru că furtuna este cadrul perfect în care ne este încercată credința. Se merită să asculți pentru că întotdeauna furtuna este cadrul perfect în care ne este încercată credința. Ce-i surprinzător în pasajul acesta, și vă încurajez, rămâneți cu Biblia deschisă, cuvântul ne spune, versetul 22, Iisus a silit pe ucenicii săi să intre în corabie. E foarte interesant, de ce oare? Unii comentatori spun că Domnul Iisus i-a silit să urce în corabie pentru că dorea să fie singur să se roage. Pe de altă parte, el i-a silit să meargă și a dat drumul noroadelor pentru că știa că noroadele ar vrea să-l pună împărat. Lucrul acesta se întâmplase și ceva înainte, când mulțise pâinile. Dar cert este, dragii mei, că Domnul Iisus i-a silit pe ucenici să intre în corabie pentru că în suveranitatea lui a știut că vine furtuna. Și cu bună știință, Domnul Iisus a dorit să-i trimită pe ucenici în furtună, pentru că doar în furtună credința putea să le fie încercată. Știu că nu-i plăcut lucrul acesta, dar vă rog să rețineți, întotdeauna furtuna este cadrul în care ni se încearcă credința. Și fiecare din noi avem nevoie de o credință încercată. Uitați-vă, în viața de zi cu zi, nici unii nu cred că am fi dispuși să zburăm cu un avion despre care am ști că e la prima cursă, n-a fost niciodată încercat. Vă întreb altfel, dacă trebuie să mergeți la doctor, ați fi dispus să vă lăsați operați de un medic care n-a dat niciun examen în viața lui? Cu siguranță că nu. Dragii mei, când vine vorba de credința noastră, vă rog să rețineți, credința noastră are nevoie de încercare. Și cadrul cel mai bun în care credința ne este încercată este în furtună. E adevărat că în Scriptură sunt mai multe exemple în care au fost oameni care au ajuns în furtună din pricina neascultării. Probabil că exemplul cel mai simplu pe care îl cunoaștem cu toții este acela lui Iona. Domnul l-a trimis într-o direcție, el s-a dus în alta și cuvântul spune că s-a iscat o furtună. Ce faci însă când ascultarea de Dumnezeu te duce în furtună? Într-un astfel de cadru, credința îți este încercată. Sunt mulți oameni care asociază mereu credința cu succesul, cu reușita, cu fericirea. E ca și când crede în Domnul Iisus și ți se pune un covor roșu. Ei, dragii mei, de foarte multe ori, chiar crezând, ajungem să dăm de probleme. Și furtuna nu întotdeauna este dovada că suntem în afara voii lui Dumnezeu. Cineva spunea frumos, mai bine în furtună, dar în voia lui Dumnezeu, decât pe mal în afara voii lui Dumnezeu. Se merită să asculți de Dumnezeu, chiar dacă ascultarea te trimite în furtună, pentru că în furtună ne este încercată credința. În al doilea rând, se merită să ascultăm de Dumnezeu chiar dacă ascultarea ne duce în furtună, pentru că furtuna este cadrul perfect în care învățăm să contăm numai și numai pe ajutorul lui Dumnezeu.
Scriptura ne spune că ucenicii erau în corabie, se chinuiau cu văslitul, vântul era potrivnic și vă rog să rețineți, oamenii ăștia erau obișnuiți cu furtuna. Pentru ei nu era ceva neobișnuit, numai că de data aceasta s-a instaurat un soi de panică pentru că nu vedeau niciun fel de înaintare și furtuna era de o intensitate pe care ei nu mai puteau să o controleze. Și marea lor frământare este, măi, dacă ne-a lăsat Dumnezeu aici, El unde-i? De cele mai multe ori atunci când trecem prin încercări, marea noastră întrebare este, unde-i Dumnezeu în toată imaginea asta? Dragii mei, ceea ce e frumos când te uiți în text este că sunt două planuri pe care noi le vedem, dar ei nu le-au văzut. Ucenicii erau în furtună și Domnul Iisus era pe munte și se ruga pentru ei. Și dragii mei, când suntem în furtună, chiar dacă ochii noștri fizici sunt împiedicați să-L vadă, noi suntem îndemnați să contăm numai și numai pe ajutorul Lui. Slavă Lui pentru asta! Dragii mei, când cel mai mic copil al lui Dumnezeu și cel mai neînsemnat copil al Lui este în furtună, noi știm că Domnul Iisus Hristos mijlocește la dreapta Tatălui pentru fiecare din noi în parte. Slavă Lui pentru asta! E așa de mare lucru, e așa o mare încurajare atunci când treci prin încercări, atunci când tu ești în furtună, să poți conta pe faptul că alții se roagă pentru tine. Aceea încurajez orice ocazie în care oamenii când trec prin necaz, prin strâmtorare, apelează la altul și spune, frate, roagă-te pentru mine. Și ce-mi pare rău? Este că de foarte multe ori îi batem pe umăr pe ceilalți și spune, frate, mă rog, dar dacă nu-ți notezi, dacă nu-ți pui pe inimă, tu uiți în vreme ce el rămâne în încercare. Să vă dau un exemplu, Scriptura ne spune în Faptele Apostolilor, capitolul 12, că Petru era în temniță și era limpede că Irod dorea să-i taie capul. Făcuse același lucru cu Iacov și cuvântul ne spune, deci Petru era păzit în temniță, și biserica nu înceta să se roage pentru el. Dragii mei, e așa de important să știi că atunci când ești în furtună, ai frați, ai surori, ai oameni, ai o biserică care mijlocește pentru tine. Dar ceea ce este cu adevărat extraordinar este să știi că în mijlocul furtunii poți conta întotdeauna pe mijlocirea Domnului Iisus Hristos. Cuvântul ne spune, corabia era în furtună, dar Domnul Iisus era pe munte și se ruga pentru ei. Nu știu încercarea în care ești. Nu știu furtuna în care ești. Dar știu un lucru. Când orice copil al lui Dumnezeu este în furtună, Dumnezeu nu rămâne indiferent. Hristos se înfățișează înaintea Tatălui și mijlocește pentru noi. Slavă Lui pentru asta! Cuvântul ne spune însă că a conta pe El înseamnă a conta pe mijlocirea Lui și a conta pe intervenția Lui. Uitați-vă, vă rog, în Scriptură, cuvântul spune în versetul 25, când se îngâna ziua cu noaptea, Iisus a venit la ei umblând pe mare. Știți ce mă surprinde? Dacă furtuna s-a iscat imediat după ce el i-a silit să urce în corabie și dacă în suveranitatea lui a văzut corabia și a văzut pericolul în care se aflau ucenicii, de ce a așteptat până când să se facă aproape dimineață? Nu știu să vă spun. Dar înțeleg că este un tipar al lui Dumnezeu care decide el când să intervină și cum să intervină.
De altfel, dacă mă uit în Scriptură, sunt nenumărate alte împrejurări în care descoperim că El intervine atunci când omul nu mai are niciun fel de putere și nu mai are niciun fel de sprijin. Scriptura, de altfel, ne învață că și despărțiți de El, nu putem face ce? Nimic. Nimic. Și sunt mai multe împrejurări în care descoperim că Domnul ne duce la limită, ne duce până la punctul la care noi să nu mai putem face nimic. Și atunci El este Cel care intervine, pentru că întotdeauna El vrea să-și culeagă toată slava și El vrea să ne facă pe fiecare din noi în stare să recunoaștem că despărțiți de El nu putem face nimic. O să vă dau un exemplu. Aduceți-vă aminte că Ilie era trimis de Dumnezeu la o văduvă și femeia aceasta, din puținul ei, trebuia să-i gătească mai întâi lui Ilie. Și cuvântul ne spune, femeia aceasta s-a uitat și a spus, mai am puțină făină în baniță, voi pregăti o turtă, voi mânca și voi muri. Și, dragii mei, atunci Dumnezeu îl trimite pe Ilie. Mie mi-ar fi plăcut să îl trimite imediat. Nouă ne-ar fi plăcut ca Dumnezeu să fie extrem de prompt. Dar rețineți, furtuna este cadrul în care învățăm să contăm numai pe ajutorul Lui. Scriptura ne spune, când strigă un nenorocit, Domnul aude. Dragii mei, când strigă cineva care spune, măi, m-ar place să mă ajute Dumnezeu. Nu, Dumnezeu te lasă până la punctul la care să spui, Doamne, dacă nu intervii Tu, praf și pulbere. Furtuna e cadrul perfect în care înveți să contezi numai și numai pe ajutorul Domnului. În al treilea rând, când ascultarea de Dumnezeu mă duce în furtună, se merită să ascult? Da, pentru că furtuna este cadrul perfect în care îndrăznim cu cererile noastre la Domnul. Furtuna este, dacă vreți, locul perfect, e sala de clasă, e cadrul perfect în care învățăm în sfârșit cum să ne rugăm după voia lui Dumnezeu. Ne uităm în pasaj și textul este în așa fel construit încât să sesizăm un contrast. De spaimă, ucenicii țipă. Spre deosebire de ei, Petru este cel care îi strigă Domnului și cuvântul ne arată că Petru a învățat să se roage. Uitați-vă, vă rog, la ceea ce spune versetul 27. Iisus le-a zis îndată, îndrăzniți, eu sunt, nu vă temeți. Și ascultați prima rugăciune a lui Petru. Doamne, dacă ești Tu, poruncește-mi să vin la Tine pe ape. Și ce-i surprinzător? Că care din noi am fi fost în exact situația respectivă? Și când l-am fi auzit pe Domnul Iisus că spune îndrăznește, ar fi spus, excelent, acum îndrăznesc să cer. Și ce aș fi cerut eu? Doamne, zi un cuvânt să se potolească furtuna. Ai mai făcut-o? Vreau să o fac și acum? Și asta e îndrăzneala. Și, dragii mei, Domnul Iisus spune, îndrăzniți, dar nu-i spune ce. Știi ce e extraordinar în rugăciunea lui Petru? Că Petru cere ceva ce nimeni până la el n-a cerut. Petru spune, Doamne, nu-ți cer să potolesc furtuna, ci-ți cer să-mi dai puterea să mă ridic deasupra furtunii. Doamne, nu-ți cer să liniștești problemele, ci-ți cer să-mi dai puterea să trec pe deasupra problemelor și să fiu mai mult decât biruitor împreună cu Tine. Slavă Domnului pentru asta!
Deschideți, vă rog, în Isaia 43, cuvântul spune în felul următor. Isaia 43, versetul 1 și 2, sunt convins că este un pasaj pe care mulți îl cunoașteți. Versetul 1, partea a doua, spune: nu te teme de nimic, căci eu te izbăvesc, eu te chem pe nume, ești al meu. Versetul 2: dacă vei trece prin ape, eu voi fi cu tine și râurile nu te vor înneca. Dacă vei merge prin foc, nu te va arde și flacăra nu te va aprinde. Noi oamenii, dragii mei, am preferat să scriem versetul acesta în felul următor: nu mă tem de nimic, că tu ești cu mine, de aceea vreau să nu trec prin foc, vreau să nu mă atingă flacăra și vreau niciodată să nu fiu într-o situație limită în furtună. Ăsta-s eu. Dar Petru spune: Doamne, dacă ești Tu, dă-mi puterea să mă ridic deasupra furtunii. Dă-mi puterea să fiu mai mult decât biruitor. Dă-mi puterea să mă ridic deasupra circumstanțelor. Că liniștești furtuna sau că nu liniștești furtuna. Că aduci vindecare sau nu aduci vindecare. Că se rezolvă imediat problema sau că întârzi în rezolvare. Dă-mi putere să mă ridic deasupra. Știți ce s-a întâmplat? O clipă de neveghere, Petru s-a uitat în altă parte, a început să se scufunde. Și Petru rostește a doua rugăciune: Doamne, scapă-mă! Dragii mei, ceea ce e extraordinar este că Dumnezeu e infinit mai bun decât noi. Probabil că ceilalți ucenici în barcă i-or fi spus: așa trebuie. Doamne, lasă-l un pic să se nece, pentru că cine l-a pus să iasă din barcă? Ba, altcineva ar fi spus: Doamne, lasă-l măcar până la gât, atunci să intervii. Și totuși Domnul spune: întins mâna și l-a apucat. Dragii mei, îi dăm slavă lui Dumnezeu că El răspunde uneori prompt și alteori cu întârziere. Noi nu îi putem dicta lui Dumnezeu cum să răspundă. În primul incident, El se apropie de ucenicii care erau în furtună când se îngâna ziua cu noaptea. Când însă Petru stătea să se scufunde, Scriptura ne spune că a intervenit îndată. Ne spune că doi oameni s-au întâlnit, erau prieteni buni, și unul s-a uitat spre celălalt și a spus: măi, te văd cam agitat. Cum să nu fiu agitat? Pentru că eu mă grăbesc și Dumnezeu nu se grăbește. Ați fost vreodată în situația asta? Domnul este Cel care a intervenit prompt. Nu știu cum au ajuns în corabie. Eu nu cred că numai Domnul Iisus a umblat pe ape și pe Petru l-a lăsat să înoate. Nu cred nici că l-a luat pe Petru în brațe, ci eu cred că minunea a continuat și Petru și Domnul Iisus au umblat pe ape până când au intrat în corabie. Când ascultarea de Dumnezeu te duce în furtună. Furtuna este cadrul în care învățăm să îndrăznim cu cererile noastre înaintea Domnului. Un ultim gând. Când ascultarea de Dumnezeu ne duce în furtună, se merită să ascultăm, pentru că furtuna este cadrul perfect în care ni se întăresc convingerile. Uitați-vă, vă rog, în versetul 33. Cei ce erau în corabie au venit, s-au închinat înaintea lui Iisus și i-au zis: cu adevărat, Tu ești Fiul lui Dumnezeu. Dragii mei, punctul culminant al acestei întâmplări n-a fost liniștirea furtunii. Punctul culminant al acestei întâmplări n-a fost nici măcar umblarea pe ape a lui Petru. Punctul extraordinar, punctul central, rațiunea ultima acestui eveniment a fost convingerea
pe care ucenicii aceștia au avut-o consolidată cu privire la cine este Domnul Iisus. De altfel, vă rog să rețineți, uitați-vă la toate minunile pe care le-a făcut El în Evanghelii și înțelegeți că niciodată rațiunea ultimă a oricărei minuni n-a fost alta decât aceea ca ei, beneficiarii acelor minuni, să ajungă să știe cine este El. Și, dragii mei, la urmă de tot, Domnul Iisus i-a lăsat în furtună pentru ca să ajungă la punctul la care să înțeleagă cine este El. Și, dragii mei, când ai o convingere clară și știi cine este El, și când știi că este Fiul lui Dumnezeu, Cel care are toată puterea în cer și pe pământ, în baza acestei convingeri, și tu și eu putem să îndrăznim. Pentru că cuvintele Domnului Iisus Hristos și atunci și astăzi, pentru fiecare din noi sunt aceleași. Îndrăzniți, eu sunt, nu vă temeți. Dacă ești convins că cel care îți spune îndrăznește, e cel care are puterea asupra cerului, a pământului, e cel care prin moartea și învierea lui a luat cheile locuinței morții. Și dacă tu ești convins că El este Fiul lui Dumnezeu, în viață, abordezi viața fără teamă și îndrăznești. Pentru unii, îndrăzneala aceasta înseamnă a te da de partea Domnului, a te pune alături de El și a spune: Doamne, pentru că știu că ești Fiul lui Dumnezeu, mizez totul pe Tine. Și asta, dragii mei, aduce mântuire. A crede că Iisus este Fiul lui Dumnezeu nu este doar o simplă afirmație intelectuală. Nu este doar un simplu crez. Este o convingere pe baza căruia ești chemat să trăiești viața. Scriptura ne spune că prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. Și suntem chemați să-L mărturisim pe Hristos ca Domn și când ajungi să înțelegi lucrul acesta, să înțelegi că El a murit și a înviat pentru tine și că este Domn în vecii vecilor. Și cel care stă mărturie pentru asta și cel care îndrăznește să-și ridice mâna și viața înspre un astfel de Dumnezeu, ajunge la mântuire. Dar în același timp, dacă noi știm că Cel pe care îl urmăm e Cel care e Domn al domnilor și Rege al regilor. Chiar în țări persecutate, chiar în mijlocul necazului, chiar într-o țară care nu vrea să audă de Dumnezeu, tu poți îndrăzni să-ți deschizi gura și să fii o mărturie pentru El. Mă întreb, oare câți dintre noi am acceptat să ascultăm, chiar dacă ascultarea de El ne duce în furtună? Furtuna e cadrul cel mai bun în care ne este încercată credința. Furtuna e cadrul cel mai bun în care învățăm să contăm numai și numai pe Dumnezeu. Furtuna e cadrul cel mai bun în care îndrăznim cu cererile noastre. Și furtuna e cadrul cel mai bun în care ni se întăresc convingerile cu privire la El. Amin.